Nu ați întâlnit oameni care spun mereu că ei au o inimă bună, dar vorbesc numai prostii toată ziua și sunt plini de mândrie și caută slavă de șartă sau apreciere de la oameni. Dar ei spun, eu am o inimă bună. Credința e în suflet. Eu am o inimă bună. Domnul Iisus spune că e imposibil așa ceva. E imposibil să ai un comportament rău exterior și o inimă bună. Imposibil. Ce e în inima ta, se vede în exterior. Te amăgi singur. Pomul se cunoaște după roade. Un măr nu poate să spună că e smochin. Nu-l crede nimeni. Pomul se cunoaște după roade. După aia spune că omul va fi judecat pentru orice cuvânt nefolositor în ziua judecății. Și de-aia nu e judecat acum. Că poate se întreabă cineva de ce nu judecă oamenii direct da, cum au păcătuit. De-aia nu e judecat acum, pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Niciun cuvânt rău, nici măcar unul, nu va scăpa de judecat. Însuși cuvintele oamenilor, ieșite din inimile lor, reele, îi vor osândi. De-aia, cine va fi fără Hristos fără avocat în ziua judecății, nu are nicio șansă. Nu are nicio șansă. Dacă ai respins jertfa lui aici pe pământ, prin care e socotit perfect înaintea tatălui, alb, fără pată, dacă ai respins jertfa lui, nu mai ai niciun mijlocitor. Niciun. Ești fără apărător în ziua judecății. O să fii singur și gol responsabil pentru fiecare păcat, fiecare cuvânt, fiecare gând ascuns sau fiecare atitudine rea a inimii. O să fii fără apărător, o să fii tu singur. de trebuie să te împași cu el aici pe pământ. Dacă nu crezi că el a plătit pentru toate păcatele tale, trecute, prezente, viitoare, va trebui să plătești tu singur. Dumnezeu e perfect drept și te va judeca pentru fiecare cuvânt. Domnul Iisus spune că doar dacă îi spui cuiva nebunule, vei cădea sub pedepsa focului genei. Deci un simplu cuvânt te trimite în iad. Un singur păcat te trimite în iad. Cel mai mic păcat te trimite în iad. Nu ai scăpare. De-aia trebuie să te împași cu el aici pe pământ. Să accepti jerfa lui și să-i te supui aici pe pământ. De aici, de pe pământ, da? După ce mori, vine judecata. Nu mai poți da timp înapoi. Cui nu i-a răspuns Domnul Iisus vreodată? Cui nu i-a răspuns? Oricine a strigat la El cu o inimă sinceră a fost auzit și a fost mântuit. Eu nu cred că este nimeni pe lumea asta care să poată zice că. A strigat la el cu credință și o dorință sinceră să fie iertat de păcate și nu a fost iertat. Eu nu cred că există nimeni. Oricine a strigat la el a fost iertat de păcatele lui. Și vei ști asta. Nu e doar un ritual sau ceva mental. Da, Domnul, sau ceva scris pe foaie. Da, Domnul Iisus mi-a iertat păcat. Nu. Vei ști asta. Vei ști că ești iertat. Cugetul tău. E curat. Nu te mai condamnă conștiința de păcatele tale. Știi că au fost spălate în sângele lui. Și el a plătit pentru toate. Așa e mărturia Duhului Sfânt. Ai siguranța mântuirii. Știi că acum ai pace cu Dumnezeu. Știi că mântuirea ta e asigurată de El. Și atât. Și asta nu o să te facă să păcătuiești. Muzica a ăștia care este sigur de mântuirea voastră, acum puteți să trăiți cum vreți. Din potrivă, te face să-i fii recunoscător și să-i te supui mai mult. Cu cât vei medita mai mult la ce a făcut la cruce pentru tine personal, îl vei iubi și vei dori mai mult să-l urmezi. Vei dori să-l cunoști mai mult. Nu te mai saturi de el. Cum zicem, Psalmul 119 sunt lacom după poruncile tale. Sunt lacom. Vei dori să faci voia lui mereu. Nu spun mulți de Paște. Hristos a înviat. Dar nu vorbesc niciodată cu El. Vorbele pe care le spun îi vor condamna în ziua judecății. Dacă spui cu gura ta că El e viu, de ce nu vorbești cu El? De ce nu asculți de El? Cuvintele pe care ți ies pe gură te vor condamna. Hristos a înviat. Așa, și ce face în legătură cu asta? Nimic. Mă duc și beau. Aha. Cuvintele tale te vor condamna în ziua judecății. Nu merge așa. Și nu e, repet, nu e ceva ritualic. Da? Trebuie să ai o relație cu El. Trebuie să-L cunoști, să fii cunoscut de El. Da? E singura ta scăpare din Iad. Dacă te încrezi. În Maria, în apostoli, în sfinți, pentru mântuirea ta. Ești pierdut. Ești pierdut. Iisus Hristos e singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și ei, Maria, apostoli și sfinți, au avut nevoie de un mântuitor. Cum și tu ai azi. Și ei au avut nevoie de un mântuitor. Și Hristos n-a fost doar mântuitorul lor. În fapte 5 scrie că Dumnezeu l-a făcut domn și mântuitor. Domn înseamnă stăpân. Degeaba îi spui, Doamne, Doamne, stăpâne. Dar totul ești stăpânul tău, sau satan. Nu-l lași pe el să stăpânească. Deci nu este de ajuns doar să spui, Doamne, Doamne. Ei nu au făcut asta. Ei s-au supus întru tot. Trebuie să te încrezi numai în el pentru mântuirea ta. Să-l cunoști și să asculți de el. Asta e credința mântuitoare. O credință care te duce la supunere și ascultare totală. Da? ai venit la Hristos, ai crezut în El, ai fost iertat, ai fost socotine prihănit, ai primit Duhul Sfânt și acum trăiești o viață nouă, în ascultare și supunere de El. Prin credință. Crezi în El, ești socotine prihănit. Și după aia faptele tale da, vor arăta că ai crezut cu adevărat în El. Vei aduce roade. Dacă crezi cu adevărat în El, vei aduce roade. Hai la Matei 7. Matei 7 de la versetul 21. Da? După ce zice mai înainte, același lucru, da? Că pomul bun nu poate face roade rele și pomul rău nu poate face roade bune. Și că după roadele lor îi veți cunoaște. De la versetul 21 zice așa. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Nu ai vrea să auzi asta în ziua judecății să fi trăit aici pe pământ toată ziua, Doamne, Doamne, Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat, adevărat a înviat. Și când ajunge înaintea lui să spună, depărtează-te de la mine, niciodată nu te-am cunoscut. Nu ai vrea să auzi vorbele astea. de trebuie să asculți de el și după aia o să dea o pildă. La versetul 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. cuvintele cheie aici. Și le face. Îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Nu ai vrea să fii printre oamenii ăștia care și-au clădit casa pe nisip. Ce înseamnă să-ți clădești casa pe nisip? Ce se înțelege de aici, da? Auzi cuvintele lui, dar nu le faci. Auzi, dar nu le faci, da? Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, da? E o auto-amăgire. Înșelându-vă singuri. Te înșeli singur, da? Când auzi cuvintele lui și nu le faci.